Salut! Astăzi facem un unboxing la această pereche stereo de microfon de la Presonus PM2-ul. Este un matched pair of small diaphragm card ear condenser. Ce înseamnă asta că matched pair? Este calibrat în așa fel încât să se potrivească la perfecțiune. Are o capsulă de 19 mm, bineînțeles placat cu aur SPL maximum de 135 de dB. Vine și cu un răspuns frecvențial între 40 și 18 kHz și input noise-ul este la 22 dB SPL-A. Deci măsurat A-weighted, ceea ce înseamnă undeva la 19 dB. Vine cu acest fluturaș unde avem și răspunsul frecvențial. Specificațiile, o impedanță de 1 kΩ și are și o sensibilitate foarte bună, 8 mW Pascal. Așa vine cutia, avem acest pad, chestii pentru mezeală, ce tare, să nu-mi zici că avem și bureți, de asta, la asta nu mă așteptam. Avem și două protecții, să zicem așa. Da. Pentru că este un matched pair, adică o pereche care se potrivește la fix. Când vine vorba de specificații, de tot ce înseamnă acest microfon, evident că avem și un stand pe care să-l folosim în stereo, în varianta stereo. Microfonul nu este foarte greu, poate cum așteptam să fie un pic mai greu. Logo frumos Presonus, avem în față windshield-ul și ce este și mai drăguț că vine cu acest stand unde se montează una pe o parte, cealaltă pe partea cealaltă. Nunca asta, bineînțeles că înăuntru este un adaptor pe care trebuie să-l scoateți afară. Mamă, ce adaptor auriu! După ce ați scos adaptorul, puteți să înfiletați foarte simplu în celălalt adaptor stereo. Se strânge. Puteți să ajustați un pic și unghiul și distanța, asta este mișto. Uneori va trebui să ajustați distanța și unghiul se ajustează super ușor. Prinde microfonul în nucă. Și asta ar fi microfonul montat foarte simplu. Pe partea asta ar veni celălalt microfon și puteți trece la treabă. Ce puteți înregistra, de exemplu, stereo? Dacă aveți un cor de înregistrat sau poate vreți o chitară acustică să înregistrați stereo. Overhead-uri. Sunt multe locuri unde o înregistrare stereo ajută foarte mult când vine vorba de mix și de panoramare și așa mai departe. Perechea asta nu este super scumpă, este una de buget. O să-l și testăm să vedem cum sună de fapt. Am și niște AKG-uri să facem așa o mini comparație. Acum, sincer, nu puteți să vă așteptați să sune ca un match pair de la Neumann. Dar un match pair de la Neumann nu este la 579 de ron, sincer. Sper să ai o zi cât mai faină și să ne vedem cu bine. Te salut!